Salutare tuturor, numele meu este Pugă și vreau să un episod. Astăzi vom face un nou episod din Overwatch. Și habar n-am, mă aud mai tare, eu sper că mă aud mai tare, adică am mai umblat pe prin setări. Ar trebui să mă aud mai tare, nu? Să sperăm. Avem aici Overwatch-ul. Și hai să jucăm pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. Cu tipul ăsta, sincer să fiu, nu știu ce este pentru că m-am uitat pe site și nu este adăugat. Adică nu e adăugat în mine. Journal entry 1963-4. Harold Winston. Status update on specimen 8. By now, we're all used to our super intelligent gorillas on the colony. But the hamster, we've named him Hammond, continues to be one of our biggest surprises. Even though he's grown from the genetic modification, we have more trouble keeping track of him than any of the other animals. Somehow, he managed to get out of his cage again. It took us days to find him. I can't help but wonder what it is he's looking for when he gets out there. He's shown impressive problem-solving skills and adaptability to new situations. And he's overcome all the challenges that have been placed in front of him. I, for one, can't wait to see what trouble the little guy gets up to next. Deci faza e că vrea să ajungă pe nu știu ce planetă, că era un hamster inteligent cu nava aia și funia aia de... El era băgat într-un fel de bilă, na. Și funia aia de care era legat bila de navă s-o rup și a ajuns să stea pe pământ, o câștigat. Ne, haba, n-am. Eu cam atât am înțeles, sincer. Pentru că n-a, la 10 ani ce engleză să știu. Bine, știu engleză, nu știu cât de câte engleză, dar nu... Uite, și m-am uitat pe și pe site, Hammond. Și dacă mă uit aici, nu e niciun erou băgat, mă vezi? Bă! Am aspiriat. Și dacă nu sunt eroi aici, imaginam că erau mai mulți și de-aia. E un event ceva? Ce-am primit? Ah, la toți, cred că. Ce se mai arată? Da, mă duc acum la ultimul cor. La ce nou? Era... Era, apa, dar nu se băga niciun skin nou. Nu, nu e niciun skin nou. Hai să ne băgăm... Dați-le trecute. Am intrat pe ăsta de aici. Dar hai să ne băgăm și cu unul pe unul. Now entering the Black Forest. Prepare for battle. Select your hero. Jucătorii de Overwatch au obișnuit, dar cum era înainte și... Da. Pa, pa! Bă, că merge cu tine la altă. Cu păcate. No. Hamă, cu tine! Score.
va fora. I fight the innocent. Vecilor. E foarte bun cu Tracer. Deci e foarte bun cu Tracer. Nici dacă e Hunger, nici dacă e Hunger, nu mă mai omoară. Eu Tracer mă mori. Nu mă cam știam că l-am făcut. Deci el Tracer. Dar putea fi un demagic la curc, pentru că e foarte bun cu Tracer. Hopa! E doar taia deja, e prost. E așa că e aici, aici am fel. Fuge, fuge, că e frică de mine. Fie cu de tine, va fi cu tine. Ce e de tine? Să spun cineva în comentarii dacă pot și cum să fac pauză la filmare pe urmez. Că eu m-am uitat foarte mult în fighting for what you believe in. N-am văzut. S-ar putea să fiu eu tot. Dar asta e altă poveste. Uite că-l văd acolo. Bă! Trebuia să fac așa. Pentru că atunci când joci e foarte greu să dai seama. Da, eu chiar vreau să Fight! Nu mai pot. Dacă e la cum e acum, de exemplu, de seagat să puțin, mă descurc și fără, nu mă, eu știu ce mă descurc, că, da, pe filmare, merge și mai în la, și merge și în la copii. Fight! Match point! Și a fost egalitate. Să-i că scriu și eu același lucru, copiez. A, și dacă n-am văzut episodul meu, vă recomand să mă uitați pe canal, să vedeți episodul meu Nu uitați dacă vreți să vedeți ce am scris, să vedeți, 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 să
I forget that thing, Sanjava. Winner. Tick-tock. Score. 2-4. Yeah! Prepare for battle. Select your hero. Abbiamo già anche lui freddo. Sì, Dark Bone Strange, l'episodio la cela con Ultimate Cast Match di Schleifel. Fight! Match! Dark... Puteți da și la episodul ăsta Schleifel. Dacă nu se strângă la ăla, 5 like. O să mă ajung de la ăsta. Dar pot, dar trebuie să fac 2. 7, dacă fac. Play of the game. Ce bă, eu abia au acum observa asta. Să ce? S-au făcut buburi. Bă, wait, what? Ia să click. No. O să mă uit pe ceva acum. V-am spus, nu prea știu engleză. Google Translate. Din păcate. Bă, Google Translate. S-a aplicat, instalat, nu trebuie. E nebun. Îmi zice că trebuie să-l instalez. Trebuie să mă uit de pe calculator. Frate, ui. Na, și acum se miște foarte greu pentru că am jobul la OBS-ul deschis. Și mai deschis și Google-ul, vă dați seama. Dacă până acum era lag. Bă. Haide! De ce? Uite, frate, engleză, germană. Când am băgat eu asta? Niciodată! Nu trebuia să mă pară. Hai, deci. Opa. Este necesară o repornire pentru a aplica anumite setări.
Да. Окей. Hai să reponim overwatch-ul, băieți. Dacă așa facem să se miște mai bine, de ce nu? Cred că am stat vreo 2 minute degeaba, v-am plictisit, dar asta e, puteți da skip pe filmare. Acum nu vreau să mi se mai deschidă sau ce? Uite că mi se deschide acum. O să închidem overwatch-ul și o să deschidem overwatch-ul și o să închidem ăsta Blizzard Entertainment-ul, launcher-ul. Ca să se miște mai bine. Nu, acum nu vreau să meargă. Își bate joc de mine overwatch-ul, oameni buni. Din păcate, cam atât a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să dați un like, eu spun Dan și nu uitați să dați un like. Pa, pa!